Pomenirea lui Iosia este bine mirositoare, ca tocmirea tămâiei, mește sugită de făcătorul de miresme. În toată gura, ca mierea se va îndulci și ca muzica la ospățul vinului. Acesta a îndreptat și a întors poporul și a stricat urciunile fără de lege. A îndreptat către Iahua inima sa în zilele celor fără de lege. A întărit dreapta credință. Afară de David și de Ezechia și de Iosia, toți au păcătuit, pentru că au părăsit legea celui preanalt. Regii lui Iuda au încetat pentru că au dat puterea lor altora și mărirea lor neamului străin. Au ars cetatea cea aleasă a sfințirii și au pusit căile ei din pricina lui Ieremia că l-au chinuit pe el, care din pântece s-a sfințit proroc, ca să dezrădăcineze și să necăjească și să piardă și asemenea să zidească și să sădească. Ezechiel a văzut vedenia măririi, care i s-a arătat lui prin carul heruvimilor. Și mi-aduc aminte și de Iov, care a ținut bine toate căile dreptății. Și oasele celor 12 proroci, să o răslească din locul lor. Și am mângâiat pe Iacov și am mântuit pe ei cu credința nădejdii. Cum vom mări pe Zorobabel? Că și el este o pecete în mâna dreaptă. Tot așa Iosua, fiul lui Iosedec, căci în zilele lor au zidit iarăși locașul lui Iahua și au înălțat templul sfințit al lui Iahua, spre mărire veșnică și pămânirea lui Naimia este într un multă vreme, cel ce ne-a ridicat nouă zidurile cele căzute și a întărit porți și zvoare, și a ridicat casele noastre. Niciunul nu s-a făcut ca Enoch, pe pământ, pentru că și el a fost răpit de pe pământ. Nici ca Iosif, care s-a făcut bărbat povățuitor fraților, întărire poporului, iar oasele lui s-au ascuns cu grijă. Set și Shem între oameni s-au mărit și mai mult decât toată suflarea într-o zidirea lui Adam.